Salutare tuturor, aici este Popo Spider și bine ați revenit la un nou video din Control, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, bine, eram în căutarea lui Dylan, și anume fratele lui Jesse, care ci că el este un tip foarte, foarte periculos, mai ales că, ci că, vai doamne, cam nenorocit pe toată lumea și nu știu ce, mai ales că ei l-au cam folosit pe Dylan după ce l-au cam răpit, ei zic că nu l-au răpit, dar l-au răpit, pentru a face niște teste pe ei, pe el. Și acum mergem să vedem dacă îl putem convinge să-și vină puțin și să-l luăm de partea noastră, dar ceva îmi spune că va trebui să-i dăm o mamă de bătaie și apoi să ne facem speranțe că probabil să facem să fie bun. Oh, hey Trench. Mhm. Ok. Deci în Panopticon trebuie să mergem. Îmi plăcea că treaba asta, așa că îți vorbesc ceilalți șefi din locația asta. Oh, eram pe shotgun? God damn it, stai un pic. Piși pe shotgun. Cred că să luăm pe asta la altă așa. Accuracy... Oh, o să-i baitești puțin, știi, să se omoare. Hai, ăla ca pistol normal, e mai bun. O, mai ok așa? Oh! Oh, oh my god, mamă, ce m-a paniat, am văzut venind așa ca un voal ăla și Jesus Christ. Auleu. Oh, la ce mă panică cu drăciile alea, adică serios. Sunt niște inamici destul de greu, dar n-am fost atent la granada aia pe care primisem în cap. Chiar că ne ocupăm repede de băieți ăștia, nu e așa mare problemă. Ui, bai. Ocupăm repede de băieți ăia răi. Ah, fuck, era prea mare masa, mă. Prea de damage pistolul ăsta mă nervează. Stai. De unde mă lovește, frate? Dar nu înțeleg ce mi-a bubuit în cap. Dă unul cu grenada, mă, frate. Deci asta e toată treaba. Cred că mai degrabă luăm spin-ul și ne ducem așa mai aproape de ei și le dăm. Că shotgun-ul e așa și așa, știi că ai de... E și nu e. E-s greuți, bă, vele, e-s greuți ăștia, nu? Nu poți să zici că e bați ușor. Sau cred că ar trebui să mă mișc eu, știi? Good. Hai că a ratat la grenada data asta. Fuck. N-aș vrea că nu pot să încarci, știi? Fițar. Ok.
Bă, băiatule. Stavo să o leac așa de muncă, sincer să fiu. E foarte fun jocul, vere, mă jur. Imagina că, cum am spus, na, fiind făcut de Remedy, clar o să-mi dau leacă vibe-ul ăla de Alan Wake. Sincer, dacă ar fi fost făcut un joc în Hero Academia în stilul ăsta, așa, damn, cu physics-urile astea, așa, cât de satisfăcător ar fi. De zic, fiind obișnuit deja cu stilul de joc de la Remedy, că așa a fost și Quantum Break, mă aștept la orice, adică totul merge super easy. Bine, în afară de lupta aia de acolo. Hai să luăm asta, așa. Deci și mai abținem aici, așa. Eco, entropy, mamă, vere, ce de chestie aici. Bă, da, oamenii ăștia nu valorează nimica, de tot ținem așa acolo, logistic, security. Nu, uite, s-ar lua Panopticon. Unde e Panopticonul? Stai, ia țără, așa, unde ne agităm noi aici, așa. Opa, e ceva aici. Deci, hai să vedem așa, deci noi suntem aici. Panopticon, în față, deci Panopticon ar trebui să fie undeva pe aici, așa. Dar nu văd nicio indicație către Panopticon. Sector elevator. Logistic, logistics. Te fi totuși pe aici? Au Panopticon în față, ok. Băieții mei acolo. Ce? Ce l-am trăznit pe ăla? Stai așa. Bine, la Alan Wake era altfel mecanica, că nu trebuia să irosești așa multe resurse. Adică aici ai gloanțe nelimitate, doar recharge time ai. De acolo aveai resurse limitate și de aia totuși să nu faci risipă. Dar totuși mi-a aminte foarte mult de la. Bine, și Quantum Break-ul la fel era tot cu chestia asta. Personal mie mi-a plăcut Quantum Break, dar jocul, din păcate, n-a fost cine știe ce, mai ales că am încercat să combine, gen, hai, joacă jocul, apoi urmărește serialul ca să se facă legăturile și toate alea. Dar a fost totuși un proiect destul de ambițios, adică ai avut parte de niște actori destul de cunoscuți din seriale, îmi se pare, deci, din Game of Thrones și mai știu pe cine, l-am avut tot așa și pe Sean Ashmore, pe care îl vedeți în Man of Medan, adică aveați ceva actori interesanți. Dar toată ideea, nu știu, a fost executată cam nașpa cu serialul, că ba, trebuia să urmărești serialul în timp ce te joci și era o bătaie de cap completă. Asta ce sunt? Ah, upgrade. Fuuu, ca să upgradez ăsta. Nu charge-ul, upgrade spin, upgrade grip. Grip-ul vreau să-l upgradez, trebuie house memories. Goddammit, cu house memory-urile astea. Personal mod. Abstracted mode, rare, încă unde ăsta. Damage against enemy armor, sună bine. Sună bine asta. Damage against enemy armor. Asta e perfectă. Dăm și noi niște damage mai blana. O find Dylan, ok, unde e Panopticonul? Panopticon e în față, nice. Aș trebui să mai explorez o țărâșa, dar medical wing. Și asta e Panopticon? In the memory of the heroic agents who gave their lives in forces unknown and unknown, sure, okay. Ok, deci nu pot trece prin toată chestia asta. Eu nu așteptam să trec, dar ca și idee am să testez. Medical wing, security and logistics. Oh shit. Me and the boys. Haha, țapă. Ok. Ok, dude. Dar mie ce așa sunt teroare? My god! Deci în fiecare zonă găsești câte ceva diferit, deci nu poți să găsești house memories peste tot. Trebuie level 6 și n-am level 6 pentru chestia aia. Oh, uite, de asta.
Da, găsește alte chestii. Charge, blast, boost. Să cred că e pentru arma asta, nu? Aba, nu, e pentru... Exclusive to charge. Este pierce? Oh, n-am charge-ul. Oh, băi, mai e o armă. Ok, ok, ok. Am înțeles, am înțeles. Stai, n-a dat-o bine. Logistics. Stai, zi-mi și aici ce mai găsim. Deci înseamnă că pe Panopticon e în altă direcție. N-a zis-o prost. The medical wing. Remote thoughts? Thoughts? Ok. Deci hai să vedem pe unde ar trebui noi să o luăm. Deci dacă asta e security and logistics. Medical wing. N-am și eu o hartă ca să-mi zică, ok, vezi că aici... Aici când vin... Deci, aici scrie Panopticon. Deci asta e Panopticon. Deci înseamnă că trebuie să luăm pe medical wing, înseamnă că așa e drumul. Știi, mă face să nu, să mă pierd aiurea și în gânduri și în toate alea. Pentru că eu trăiesc cu senzația că, bă, eu ar trebui să mă duc direct acolo. Dacă nu scrie că e semnul acolo, e clară treaba, știi? Și de-aia. Ah, oh, shit. Here we go again. Sunt fel de oameni ciuperci ăștia. Hai că și dai dacă e. Sunt nulificate puterile aici, asta mi se pare mie. Fuck is this place? Health recovery. Oh, nu mă supăr. Oh shit. Dai. O, se ferește. Dar unde a fi fugit? Bă, a fugit și a dispărut. He said no and left. Hai, iute-l. Ok, ceva în dă mega damage. What the hell? Nu văd proiectilele, sunt foarte colorate, dubioși și foarte mici. What the fuck? Ok, măcar știu acum unde ești toată aia. Poate îmi dă și o abilitate cu o grenadă. Bă, sincer, asta mi-ar trebui un grenade launcher, ar fi tare. Și așa că sunt la grămadă mulți. Oh my god, tu mă unde m-ai dat? A, nu-i departe. Bă, nu, e departe. Pe partea altă. Ei, merge direct acolo oricum. God damn it, cu creaturile tale de mlaștină. Seamă puțin cu alea din The Last of Us, bă, băiatule, mă jur. Seamă cu chestiile din The Last of Us. Am măcar știm drumul direct acum noi bai de asta, dar totuși. Ca și idee, știi? Rupem tot, trecem peste tot, nu mai contează. Nu știu care e ăla cu range-ul, dar... Ok, ăla trage cu ceva dracovenie. Oh, God! Damn it, mamă! Cât a farming-ul. Mai e unul. Mai e unul, dar nu-l văd. Sau nu mai e. Nu mai e, mă. God damn it.
Just scary. Așa sunt de-a dreptul scary, o țărășa aici. Ok, G, parcă am luat noi ceva aici, nu? A, n-am mai luat nimic nou. Am luat aici. A, am luat ăsta de... De ce scrie level mic? De construct. Bine, level mic. Aproape. Distrugem tot ce avem așa de level 1, că nu prea avem nevoie. Băgăm și noi acolo să avem bani. Bine, multe chestii n-am nevoie de aici, că nu le folosesc. Ok, lăsăm așa. Și aici trebuie să dăm de lila niște drăcii. Și... gata. Nice. Asset-uri. Deci astea sunt iar niște chestii aici. Ok, clearance level 5. Stai, e ceva și aici, nu? Nu, nu e. În secundă am crezut că e... Ok. Totul pare liber. Dar să nu relaxăm pe chestia asta prea mult. Ok. Security, am văzut la security? Iarăși gânduri. Până noapte ca în sus. Nice, în sfârșit. Ok. Ceva o să fie aici. E un shelter totuși. P6 is what the bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Oh shit. Ia să vedem, mă. Da, mă, P6, știam eu ceva de P6. Ia să vedem, mă, cu P6-ul ăsta ce-o fi. Interesant, stare curios de frate să ce-o fi cu el. Launch efficiency, yo! Aia e bine. Oh, da. Bine, e un upgrade minuscul, dar totuși, ca și idee. Panopticon P6. Oh, iar mă ia cu de-astea? Oh, iarăși trebuie să traversăm Ocean View Motel. Ah, asta trebuie să o deschidem și iar să facem roze cheie. Oh, totul e capul în jos acum, goddammit. Ce-i în ultima cameră? Ok, cineva e mort acolo. Trebuie cheie. Arată interesant, frate. Oh, s-a deschis altul și acum. A, nu, asta s-a deschis. Și acum ușa principală, de fapt, se deschide și aia trebuie să o... Și acum e camera întoarsă, normal, ia zi. N-aia zi, a? Am dreptate. Bă, sunt un geniu. Un adevărat geniu. Ai, de capul meu. Ia să vedem, pe băiatul nostru. Trebuie să am mod de transport. Find Dylan. Oh, it's been a long time. Dylan! I've wondered about him. Ador locul ăsta, arată mișto de tot așa de... de creepy. They were for me. Maybe in here. They were even harder. P6 cell. Oh, what the fuck? Oameni. Mă scuzi? Oh, hello. Ce mai sunteți voi? Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right, well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have Hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all alternate... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells, upper level.
Mm-hmm. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Da, vezi, no. I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. God damn it, Fred. Thanks, Langston. Okay. The Panopticon. Whoa. But that object of power might wreck this place before I find him. Damn! Mă, locul ăsta arată ca cea mai hardcore de-asta de securitate ever, boys. Holy shit, man. Arhive și toate alea. Panopticon, da? Zicea că e la nivelul superior. Nu știu, presupun că trebuie să găsim cumva să ajungem sus, nu? Dar, din păcate, eu nu văd nicio îndrumare către direcția superioară. Oh, I'm already found that, sună bine. Yo! Ai un object of power în Tomberon? Este un coș de picnic. Fel de ceva dubios, un ciocan. Ok. P6L 5. Ok. Ok, floor 4. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? Cine știe? I don't think she's telling me everything. Opa! M-a buzit un gând de cel pe la mână. Da, am plasă pusă-ți-o degeaba. Oh! Oh, hello there! Prieteni noi, boys. Ok, prietenași noi. Object of power. Oh, aici e. Salut! What are you doing in there? Oh, thank God! Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My ship replaced and never showed up. Can you help me? Damn. I can't, I'm sorry. There's an emergency. I'll come back, I promise. Okay, okay, just don't forget. I can't stare at this thing much longer. Alola, cum observ, vedeți? Fresh duty. Assist the agent after Dylan has been found. Deci asta e după ce îl găsești pe Dylan. Ah, ok. Cool. Să nu uităm de el. Ce? Oameni buni, să ne ziceți în comentarii să nu uit de tipul cu frigiderul, ok? Ok. Noi suntem primi aici cu acest video din control, oameni buni. Eu sper tot că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Data viitoare o să-l găsim pe Dylan și o să salvăm pe tipul cu frigiderul, ok? Ca să nu uităm de el, ok? Hai, pa, pa!